De ce stiliștilor le este frică să ridice prețurile pentru servicii? Răspunsul este evident. Le este frică să nu piardă clienții. Ăsta este doar vârful ghețarului. Sunt mult mai multe cauze și frici. În cadrul cursului de mentorat, vin persoane care au experiență de doar câțiva ani de zile și au prețurile în jur de 200-250 de lei. La fel vin persoane care sunt în domeniu de poate 4, 3, 5, 6 ani de zile, iar prețurile sunt în jur de 100 de lei. Știi ce le deosebesc pe aceste persoane? Limitele și fricile care și le impun. Persoanele care au prețurile mai mari nu permit să fie subevaluate și criticate. Persoanele care au prețurile mici se simt vinovate chiar și atunci când își refuză clientele pentru că au nevoie de 2-3 zile ca să meargă la o consultație sau poate să-și ia o zi liberă. Sunt multiple instrumente cum poți să îți crești prețurile fără să pierzi clientele, cum să îți schimbi mentalitatea și să nu te simți vinovat. Toate acestea sunt doar o parte dintr-un capitol din cadrul cursului De la stilist la antreprenor. Scrie un mesaj privat cu cuvântul mentorat și venim cu mai multe detalii.